Înainte vreau să fac un scurt anunț. Cu ocazia Zilei Unității Germaniei am distribuit cartea mea Istoria Germaniei. Cine n-a primit cartea atunci, mai am încă 12 exemplare pentru reprezentanții familiilor care doresc acest lucru într-o pauză. Și acum, poeziile. Prima poezie. Coroana de Advent. Binecuvântează, Doamne, coroana de Advent, coroana de credință, coroana de lumină. Așteptăm cu pioșenie misterul sacrament și rugându-ne în taină ca Iisus să vină. Coroana de Advent din Germania provenind, cu patru lumânări aprinse câte una, în patru duminici și în suflet, meditând misterul vestirii întrupării lui Mesia. Să ne adunăm cu toți în casele noastre, să ne unim prin rugăciuni, căldură și lumină, păstrând credința și tradițiile religioase, prin smerenie, cumpătare și voie bună. Cu smerenie în suflet și cu credință vie, aducem pacea, mirostenia și iubirea, roadele muncii noastre din belșug să fie, să întâmpinăm Crăciunul cu toată bucuria. Să fim mai buni, mai răbdători, mai toleranți, să alungăm tot răul, să aprindem lumânări, să ne rugăm pentru cei vii și pentru răposați, să facem daruri divine și schimburi de iertări. Să facem fapte bune și pe Hristos să-L primim, cu bucurie și credință în inimile noastre, pe Moș Crăciun cu toții îl dorim, să vină cu multe daruri în casele noastre. Și acum a doua poezie este dedicată copiilor care se bucură cel mai mult de sărbătorile de an. Poezia se intitulează Iubiți copii. Iubiți copii pentru că sunt sinceri și pentru că ei sunt cuminți. Iubiți copii pentru că sunt veseli și pentru că ascultă de părinți. Iubiți copii pentru că sunt drăguți și pentru că ei aduc lumină în casă. Iubiți copii și când sunt mulți, binecuvântați în casa părintească. Iubiți copiii pentru că ei învață de la părinți sau de la profesori și pentru că ei aduc fericire în viață, dar și când sunt obraznici adeseori. Iubiți copiii mai ales de sărbători, care primesc cadouri frumoase, ei recitând poezii de atâtea ori, cu emoții și cu priviri luminoase. Ei îl așteaptă pe Moș Nicolae, dăruindele dulciuri și jucării, și pe Moș Crăciun cu barbă bălaie, venind prin nămeți și sub stele aurii. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule inginer, și primiți o diplomă de participare și încă o dată mulțumim. Doamna Drumhuber va mai distribui câteva diplome.